Fructe și legume cultivate cândva în grădina bunicilor revin în piețe, între ele vânata albă, zmeura galbenă, roșia neagră sau dovlecelul șarpe. Sunt doar câteva dintre soiurile conservate cu mare efort și uneori îmbunătățite de cercetătorii noi bănci de resurse genetice vegetale. Aceștia au adaptat cu succes la clima noastră și lufa, care devine la uscare burete de baie, dar și pepenele jeleu ori castravetele amar. În laborator au acum semințele peste 3.000 de soiuri de tomate și alte 2.000 de fasole. Vă plac dovlecei? Acesta are peste 2 metri și e neam cu cei care creșteau acum 30 de ani în multe curți de la noi. Îi se spune șarpele. Este un adevărat pui de șarpe. Are și codița. Da, are și codița. Asemenea dovlecelui, decât că aroma lui este nesuperioară. Dar pepenoaicele au apărut iar după 15 ani. Aceasta e zmeura albă. Are același parfum cu cea roz și cea mov. În schimb, corcodușa gigant nu e acră, ci dulce și muși din ea ca din măr. Semințele lor au fost adunate cu mare migală în punguțe, sertare, frigidere și congelatoare, în banca genetică de la Buzău, unde avem o rezervă strategică de gene vegetale. Asta după ce agricultorii au renunțat la anumite soiuri treptat, pe măsură ce în țară au ajuns altele, mai productive și mai rezistente la dăunători, iar tezaurul soiurilor locale a ajuns în pericol. Dacă nu este păstrat, se poate deprecia și chiar poate dispărea, poate pieri. Am strâns semințe și din locuri chiar unde nu te-ai gândi că ai putea găsi semințe valoroase. Și în cimitir, și la groapa de gunoi. Iar acestea au fost păstrate cu multă discreție, aș putea spune discreție, la una din mănăstirile noastre de Munții Vrancei. Putem păstra aceste resurse chiar și 1000 de ani. Iată o roșie care se crede ardei gras și alta, portocalie pitică de 1 cm, care imită o vânătă. O lădiță arată ca un amestec de drajeuri colorate. Sunt subiect de discuție și un decor aparte, pe farfurii cu preparate fine. Astea sunt roșii? Da. Și cum îți dai seama că sunt coaptă? Că sunt toate negre. Aceasta este... Ai crede că e vopsită? Nu. Avem tomată neagră, tomată galbenă, tomată verde, tomată albă, tomată tigrată, portocalie. Cât despre vânăta albă, are apărut după o lungă absență, acum 3-4 ani. Cărneța albă-albă, fără sămânță, dulci. Hrana susține sau nu sănătatea. Castravetele amar pentru diabetici e tot mai prezent la tarabe, în piețe. Și încă unul, de import. Castravetele de anguria. Dar te lasă să-l mănânci? Cum îl mănânci? Te lasă, trebuie curățată. Să nu uităm de legumele versatile. Când lufa e tânără, se folosește în bucătărie. La maturitate, ajunge în baie. Are ceva special. Curăță foarte bine și întreține pielea pentru că el are un șampon natural. Lasă pielea catifelată. Tot ce vedeți aici este rezultatul muncii a numai 19 cercetători care au amenajat banca genetică a resurselor vegetale pe un teren viran după ce au scos 150 de camioane cu gunoi. Pentru ca efortul lor să se vadă cât mai rapid, vă pot oferi câte un pliculeț de semințe ale soiului preferat dacă îi contactați la numerele de pe site. Atenție mare, precizați exact zona din țară unde vreți să le plantați, pentru că nu toate se adaptează condițiilor de temperatură și de sol. De exemplu, tomatei negre nu îi place la munte, însă prosperă la câmpie și la deal. Adriana Stere, ProTV.